Prefectul județului Suceava, Mirela Domnică, a anunțat că pe drumurile naționale din județ continuă lucrările de reabilitare și modernizare. De asemenea, lucrările la șosea de centură a Rădăuțiului se execută într-un ritm accelerat. Mirela Domnică a precizat că la această dată pe DN17 în zona Ilișești se execută lucrări de consolidare pentru punerea în siguranță a drumului care a fost afectat de alunecării de terene repetate. De asemenea, pe DN2 continuă lucrările de refacere a carosabilului asfaltic, fiind finalizată o porțiune de 13 km de drum, urmând în execuție încă 10,5 km. Pe DN2E în zona Cacică se efectuează lucrări de reciclare asfaltică pe o porțiune de 9 km, urmând ca în termen de 2 săptămâni să fie turnat ultimul strat de binder. Prefectul județului are și o veste bună pentru locuitorii județului. La șoseaua de centură a orașului Rădăuți, lucrările se execută într-un ritm accelerat, următoarea preocupare fiind varianta ocolitoare pentru municipiul Fălticeni, unde Ministerul Transporturilor a început deja demersurile necesare.